ce webcam folosești de se vede atât de bine? Primesc întrebarea asta mereu de ceva timp încoace și folosesc o cameră pe care o să vă arăt care într-adevăr este mega overkill, dar o să fac lucrul ăsta pentru că vreau să documentez setup-ul camerei principale în prezent, în vara lui 2024, înainte de turul setup-ului pe care o să-l fac cândva până în iarnă, zic eu, și totodată fac chestia asta și ca să vă răspund la întrebarea veșnică cu ce webcam folosești. Iar la final o să vă recomand o cameră de buget și încă o cameră care este absolut perfectă pentru oricine care vrea să se apuce de YouTube și este foarte bună la orice, dar totodată nu sparge banca. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru mine ca și youtuber de când m-am apucat în 2015 a fost să ofer o calitate cât mai bună. Asta îmi place mie și este unul dintre lucrurile care mă fac să continui să fac YouTube, cred. Mereu am încercat să duc totul la extrem când vine vorba de calitatea atât video cât și audio, chiar dacă poate în trecut gearul nu permite, dar cumva eu încercam să storc ce se poate mai bun din echipamentul pe care l-aveam atunci, care nu era cel mai wow, dar totodată nici atât de multe opțiuni nu erau pe piață. Am reușit oare să fac chestia asta ca și youtuber? Eu zic că da, dar bineînțeles că se putea și mai bine de atât, pentru că oricând e loc de mai bine. Mă rog, ce vreau eu să evidențiez este faptul că e foarte important ca tu să vrei mereu să evoluezi și să îmbunătățești și bineînțeles să te întreci tu pe tine însăți de fiecare dată. Când m-am apucat de YouTube aveam un webcam C920 care era basic pe vremea aia și era bun, dar totuși după un timp am vrut să îmbunătățesc ceva și nu am schimbat Camera, dar am început să mă joc cu luminile și să încerc să o reglez manual încât să scot ce este mai bun din ea și am și reușit pentru că dacă îi făceai setările manual puteai să le faci mai bine și să se vadă totul mai frumos. Bineînțeles și lumina era foarte importantă și uneori lumina este mai importantă decât camera, că degeaba ai o cameră bună într-un mediu iluminat foarte prost, iluminat necorespunzător. Iar acum aș vrea să vă povestesc cum am ajuns să am camera asta overkill, care a fost procesul și asta pentru că vreau să înțelegeți că n-am avut camera asta din start, doamne ferește, și ar fi fost ceva uimitor să am așa camera din start, iar toate îmbunătățirile și upgrade-urile au venit în decursul a aproape 10 ani, adică a durat foarte mult timp ca să ajung să am camera asta. Și totodată poate e fan pentru voi să Știți ce camere am avut în trecut și prin ce am trecut ca să ajung aici. Așa că dacă nu vreți să auziți partea asta, puteți să dați skip până mai încolo în video. Așa cum spuneam și mai devreme, setup-ul a evoluat cu timpul, ușor, ușor. Iar la un moment dat, ca și youtuber, am ajuns să-mi cumpăr și eu o cameră. O cameră cu care să filmez vloguri, nu cea mai bună cameră, pentru că mi-am luat și eu ce mi-am permis atunci și oricum camera asta care nu era wow, nu dădea pe nimeni pe spate. Și așa mai departe, era o cameră foarte scumpă atunci și în ziua de azi ar fi o cameră scumpă, dar nu atât de performantă. Bineînțeles, tehnologia nu era la nivelul de azi atunci și asta e o chestie de luat în calcul. Camera asta a fost un Panasonic cu un obiectiv din kit, adică nimic cumpărat separat și era o cameră decentă. mi a făcut treaba cu ea. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și cum spuneam, iarăși au evoluat lucrurile și au început să apară și celelalte camere în peisaj pentru că mai aveam nevoie de unghiuri și bineînțeles am mers tot pe Panasonic pe niște camere mai bune dar pe care nu le-am folosit ca și webcam decât mai târziu. Dar până într-un punct am avut numai camere Panasonic și mereu am avut minim două camere, una pentru un unghi principal și una pentru un unghi secundar sau ceva de genul ăsta. Acum, la un moment dat, a intervenit beleaua, și beleaua cea mare a fost că, cumva, nu știu cum, a început să mă pasioneze fotografia. Probabil pentru că îmi luasem încă câte o cameră, tot de la Panasonic, și a trebuit să-mi caut obiective. Și am dat de niște obiective mișto, pe care inevitabil, cumva am ajuns să le folosesc la poze și mi-au plăcut prea mult rezultatele și a început să mă pasioneze chestia asta. Camerele pe care eu le foloseam erau mai mult decât decente pe video, dar când venea vorba de poze, mai ales lipsa unui sistem de autofocus bun, era groaznică. Nu mai zic că în condiții de iluminare slabă, adică când îmi plăcea mie să ies la poze seara, pe înserat, spre noapte chiar, sau chiar noaptea să fac poze, era groaznic cu camerele alea pentru că nu erau pentru asta. Și după mult timp, multe review-uri văzute, mult research, mult căutat, strâns bani și așa mai departe, cu Qiuckuvy -cu mi-am cumpărat prima cameră care trebuia să fie folosită doar la poze, era camera mea foto și anume o cameră de la Sony. Pe lângă camera asta mi-am luat și obiectivul favorit pentru poze, adică un obiectiv de 85 de mm de la Sigma și uite așa am început să mă bucur din ce în ce mai mult de făcut poze, mai puțin în ultima perioadă că nu prea am mai avut atât timp cum aveam atunci de ieși la poze, dar având camera aia disponibilă în studio, bineînțeles că am testat-o și pe video. Și când zic camera aia, mă refer la camera asta. Când am folosit camera asta pe video, mi-am dat seama cât de mult mă ține pe mine în loc setup de camere și faptul că trebuie să realizezi, ca și youtuber care face totul singur, că nu ești tu în spatele camerei. Tu ești mai mult în fața ei, trebuie să fii și în spatele ei și în fața ei, cum ar veni. Iar atunci cu camera asta, care are un autofocus absolut extraordinar, e super bună în condiții de lumină slabă și filmează la o calitate de, pf, mamă, tare rău de tot, s-a schimbat treaba. Mă rog, și uite așa am început să înlocuiesc ușor-ușor tot ce aveam de la Panasonic cu Sony, iar acum mai am doar un obiectiv Panasonic care e la vânzare și aștept să se dea și câteva accesorii, un cage și o baterie. Dar unde am vrut să ajung e că așa a ajuns camera mea de poze, webcam-ul principal sau camera principală din studio, care, mă rog, e folosită ori ca webcam, atunci când e conectată ca și webcam prin placa de captură, ori ca și cameră normală, cum o folosesc acum când ea înregistrează pe card și înregistrează la o calitate și mai mare. Iar camera despre care tot vorbesc este Sony A7 Camera are un senzor full frame, iar cel mai tare lucru la ea este că este o cameră cu un senzor cu dual base ISO, lucru care o face foarte bună și în condiții de iluminare slabă, pentru că ai două valori de bază de ISO unde practic imaginea se curăță sau este cât de curată se poate. Iar când vine vorba de filmat, camera este absolut genială pentru că 4K-ul este downsampled din 7K. Deci rezoluția senzorului este 7K, iar camera din acel 7K ia și face un 4K care este practic peste orice cameră de dimensiunile ei din acest buget, bineînțeles. Mă rog, lucrul ăsta o face cam cea mai tare cameră cu care să filmezi 4K la 30 de cadre pe secundă din bugetul ei și din categoria ei de aparat foto hibrid. O altă chestie importantă este portul HDMI mare, deci nu stai cu vreun micro HDMI ceva din ăla mic de iese imediat, Asta e o chestie importantă pentru că eu folosesc camera cu placa de captură, bineînțeles, atunci când o conectez la PC. Și dacă sunteți curioși de placa de captură, plăcile de captură pe care le folosesc sunt două Elgato 4K 60 MK2. Una este pentru monitorul PC-ului și cealaltă este pentru camera asta. Obiectivul pe care îl folosesc și de care sunt foarte mulțumit este un Sony de 20mm de f1.8, Sony G, așa îl cataloguează ei, iar acest obiectiv este suficient de wide încât să mă încadrez cum trebuie în studio și să nu mi se vadă doar nasul în cadru, bineînțeles fără să mut camera undeva în afara biroului, ci punând-o lângă monitor, adică aproape de mine, și totodată e un obiectiv foarte sharp și cu autofocus silențios și rapid. De asemenea, e foarte ok și pentru vlogging, dacă vrei să te filmezi tu pe tine din mână, e suficient de wide, dar bineînțeles că se poate și mai wide de atât, dacă vrei să te duci mai jos de 20 de mm. Iar acum haideți să vă arăt cum am accesorizat eu camera ca să funcționeze totul cu brio aici în studio și na, să fie ok pentru scopul la care ea folosită. Pe obiectiv am un filtru de protecție de la Sigma, pe toate obiectivele am câte un filtru de protecție pentru că trebuie neapărat să le protejez din punctul meu de vedere pentru că au costat mult și dacă le zgârii își pierd foarte tare din resell value iar obiectivul îl folosesc cu parasolar pentru că altfel lumina asta de aici de sus ar cauza niște reflexii ciudate probabil și se pierde din contrast iar camera este băgată într-un cage de la Small Rig. Cage care îți permite să conectezi mult mai multe accesorii la nevoie. Cage care în situația de față mă ajută poate un 1% acolo și la răcire, pentru că camera se încălzește, o să vorbim despre asta un pic mai încolo și mă rog, îți oferă și niște protecție dacă cumva scapi camera, deși nu mi s-a întâmplat și sper să nu se întâmple. În principiu, cage-urile astea sunt des întâlnite la videografi, nu la fotografi și asta pentru că uneori ai nevoie să mai pui un microfon și o lumină lângă și atunci având doar un loc unde poți monta un singur accesoriu, nu le poți pune pe amândouă, așa că, na, un cage te ajută. Și pe lângă acest cage mai avem în partea de jos un plate de la sistemul Falcam F38 pe care îl folosesc peste tot în studio în momentul de față, pentru că sistemul ăsta îți permite să conectezi camera practic într o milisecundă și să o deconectezi la fel de repede, fără să stai să pui alt plate, să schimbi, să nu știu ce, să nu știu cum, deci ăsta e absolut genial. În partea de sus astea sunt niște ancore pe care le foloseam la cureaua foto, dar care au rămas aici, momentan nu folosesc la nimic, iar camera nu prea mai folosit-o la foto pentru că stă mereu montată ca și webcam. Iar în partea asta de aici, o chestie foarte importantă din punctul meu de vedere, este un prelungitor de HDMI care îți permite să vii cu cablu și să-l conectezi aici, să nu-l bagi direct în cameră, iar dacă cumva ai agățat cablu sau ceva de genul ăsta, practic nu tragi de mufa camerei, n-ai cum să o strici, nu ai ce să-i faci, doar dacă scapi camera probabil cu ăsta conectat în ea. Iar, bineînțeles, HDMI-ul ăsta intră aici în HDMI și, mă rog, nu mai auzezi portul dacă conectezi și deconectezi camera des și așa mai departe. E foarte ok și nu e scump deloc, cred că undeva la maxim 50 de lei. Ca să conectez camera folosesc un cap de trepied de la Manfrotto cu ball head, pe care l-am montat pe un suport de monitor modificat în mod DIY de mine ca să pot conecta camera pe el și practic ea vine și se glisează direct în ball head. Iar încă o chestie pentru curent, nu folosesc dummy battery ci folosesc un încărcător de telefon de la Samsung care are USB-C și practic bag cablu USB-C direct în cameră iar camera în tot timpul ăsta are în ea acumulatorul ei și cumva și dacă rămâi fără curent, de ce nu te mai deschizi? What? N-am pățit asta niciodată, lol. Cred că s-a lipit de la stickerul ăsta al meu de pe baterie, mai mult ca sigur că e puțin lipicios, dar da, acumulatorul este în cameră și camera închisă, el se încarcă atunci când camera se golește, dar ea când a ajuns acumulatorul la 100%, nu îl încarcă în continuare, ci dezactivează încărcarea și trece ea pe curentul de pe cablu. Și un lucru foarte important, atunci când filmez sau fac live, ecranul e mereu rabatat și bineînțeles că e orientat spre mine ca și eu să văd, dar cel mai important ca camera să aibă parte de o răcire mai bună. Mare cacofonie am făcut, știu, îmi pare rău, dar dacă rabatezi ecranul, aici unde se încinge cel mai tare și unde are heatsink cu bucata asta, și zona asta va fi mai aerisită și se va face transferul de căldură mai ușor. De obicei, pe live sau când filmez cu OBS-ul ceva pe calculator, am un preset aici, pe 1, unde camera dă output. HD în loc de 4K pe HDMI și practic acest lucru teoretic o ajută ca ea să nu se încălzească atât de tare pentru că pe 4K se încălzește un pic mai tare și nu că ar fi problemă cu încălzirea că se închide sau ceva de genul ăsta pentru că nu se închide dar nu vreau să stresez camera inutil pentru că oricum pe YouTube când faci live se pierde foarte mult din calitate și nu se mai vede oricum nicio diferență între acest Full HD sau 4K, deci indiferent că e camera pe 4K sau că pe HD, e cam același lucru, se vede la fel de bine și, na, cam asta e gândirea din spate, adică prefer să nu stresez camera inutil. Deci, în concluzie, merită, e overkill, hm, e foarte overkill și pentru unii, cu siguranță, nu ar merita, dar pentru mine merită, pentru că chestiile astea îmi plac foarte mult la job ăsta al meu de YouTuber. Astea sunt chestiile favorite sau una din chestiile favorite, pe lângă tot procesul de a face un videoclip, este și uh, calitatea care iese, îmi place foarte mult când se vede bine și când se aude bine, deci pentru mine pot să zic că merită. Bineînțeles, camera asta a venit cu timpul, dacă m-aș fi apucat azi de YouTube, nu aș fi avut acest setup de a -cam. dar stăteam și mă gândeam, dacă mă întreabă un prieten că vrea mâine să se apuce de YouTube, ce cameră să-i recomand? Ei bine, aici am două opțiuni. Dacă nu e pasionat de foto video deloc și vrea doar o cameră care să-și facă treaba și ieftină, pentru că, nu știu, poate nu continuă sau poate nu vrea să investească în pasiunea asta sau poate că merge pe ideea că dacă canalul nu scoate bani nu merită, etică, etică, etică. etică. Prima opțiune este de la Logitech și este un webcam Full HD, acela alb care se demontează cumva de pe suportul lui și este undeva la 600 de lei aproximativ. Ideea e că webcam-ul ăsta la un moment dat eu îl găsisem și cu 400 și ceva de lei la ofertă, ori pe alb, ori pe negru, că e în două versiuni, iar webcam-ul ăsta din toate review-urile pe care le-am văzut eu și am văzut destule pentru că am vrut să iau și eu unul și s-ar putea să iau unul în curând ca să îl folosim pentru un unghi aici în studio, a, e bine, se vede extrem, extrem, extrem de bine dacă ai niște lumină bună. Și, iarăși, important atunci când filmezi, pe lângă camera cu care filmezi, este lumina sau sunt luminile în cazul în care vrei să faci un setup corect de iluminare, care... Nu neapărat aș putea spune că se regăsește aici la mine în studio, pentru că aici e cumva făcut încât să am lumină cam din toate părțile, nu neapărat să am uh, cel mai cinematic uh, iluminat, nu, mă scuzați, cea mai cinematică iluminare, că nu cred că merge ca în engleză tradus motamă. Dar mă rog, camera aia setată cum trebuie, cu setări pe manual, o lumină bună, luminile s-au ieftinit și sunt destul de accesibile, e bine... E super, super ok dacă vrei să te apuci de YouTube și cel mai mult de streaming slash gaming. Dar, dacă vrei să faci absolut orice, am, cred că, nu știu, recomandarea de cameră care e bună la toate sau, mă rog, le face pe toate și le face foarte bine. Și aici intervine practic omul care vrea o calitate mai bună, și puțin pasionat de foto-video și poate vrea să o ia și în vacanță să mai filmeze chestii și poate vrea să facă și vlog, poate vrea să tragă și birul la un produs și poate vrea și o cameră care să fie bine stabilizată și să se vadă bine, să filmeze la 4K, să filmeze și slow motion, 120 de cadre pe secundă, mamă, deja am zis foarte multe despre cameră, dar da, camera asta vine în două variante și este ori la 2800 de lei basic, doar camera, sau 3300 lei Creator Combo unde ai multe avantaje precum și microfon și mai multă baterie și o lentilă wide angle pentru ea și este DJI Pocket 3 și este o cameră pe care o puteți vedea nu doar aici pe canal ci și pe canalul în engleză, am tot vorbit despre ea de-a lungul timpului, am testat-o în toate modurile posibile și pe noapte și pe zi, din mână, pe stradă, cu microfonul ăsta, eu am testat-o și fără microfon, nu mai știu dacă am postat ceva fără microfon conectat la ea. Se aude bine, se vede bine, foarte bine și e, nu știu, ca și cum mai avea un gimbal în mână, pentru că oricum camera aia este o cameră cu un senzor de un inch, dacă nu mă înșel, mă rog, senzor mai mare decât la o cameră de acțiune, mai mare decât la un GoPro și este montată pe un gimbal, chestiuța aia. Deci, e absolut genială, foarte compactă, ușoară. Și bineînțeles prețul ăsta pe care ea îl are este sub orice aparat mirrorless mai de doamne ajută la care trebuie să ții și obiectiv și multe accesorii pe lângă pentru că știți am făcut clipul ăla cu costurile ascunse ale unei camere și sunt foarte multe chestii pe care trebuie să ți le iei pe lângă cameră iar aia practic ți-ai luat un card la aia și cam aia e și în 2800 de lei nu ai ce să ți iei în comparație cu ea, iar dacă ții Creator Combo, iarăși și la 3.300 de lei, poate ții un Sony ZV-E10, care e fără stabilizare, nu știu dacă vine cu obiectiv în banii ăia și un obiectiv la el mai euro 2.000 de lei dacă vrei ceva care să arate mai cinematic, mai frumos și așa mai departe și, mă rog, sunt multe alte dezavantaje. Totodată, pocketul ăsta, pocket 3 poate fi folosit și ca webcam, care e iarăși un plus și, na... Oricum, camerele sunt scumpe și cu toții ne dorim să se ieftinească și gear-ul ăsta foto-video să fie mai ieftin, dar din păcate nu e și na, cine e pasionat de asta trebuie să îndure prețurile și e ca la pescuit, doar că pescarii parcă nu se plâng atât de prețuri, deși și la ei sunt niște prețuri fantastice, dar nu știu ce am impresia că cheltuiesc mai mult cei pasionați de fishing decât cei pasionați de foto, e foarte posibil. Hmm, mă rog, care e camera ta favorită și de ce? Spune-mi în comentarii și nu uita că ai reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu două flash, adică fix numele canalului și-ți poți scoate transportul sau măcar un cico. Să ne revedem cu bine data viitoare, eu am fost Fleș.